Bine ați venit. În clipul de astăzi vom discuta despre titlul unui aliaj. Știați că periodic BNR lansează monede pentru colecționari? Haideți să vedem despre ce este vorba aici. BNR a lansat în 2019 o monedă de aur. Valoarea sa nominală a fost de 100 de lei. Apoi, dacă ne uităm pe următorul rând, observăm că avem un raport despre asta vom discuta, de fapt, astăzi. Haideți să ne dăm seama despre ce este vorba. Observăm că aur este 900 pe 1000. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă faptul că în această monedă. Raportul care ne arată cantitatea de aur este de 900 pe 1000. Este o monedă foarte valoroasă dacă ne gândim. Și atunci acest lucru înseamnă titlul unui aliaj. De fapt, titlul unui aliaj este raportul dintre masa metalului prețios și masa aliajului, adică masa amestecului. Haideți să rezolvăm așadar o problemă. Un aliaj conține 800 de grame de aur și 1200 de grame de cupru. Care este titlul aliajului? Haideți să scriem datele. Avem masă aur egal 800 de grame, apoi masă cupru 1200 de grame. Și trebuie să aflăm titlul acestui aliaj. Haideți să vedem formula. Titlul aliajului, așa cum am spus, reprezintă raportul dintre masa metalului prețios și masa aliajului, adică amestecul de metale. Asta înțelegem prin aliaj. Aliaj nu înseamnă doar metalul mai puțin prețios, ci amestecul celor două metale. Și atunci haideți să înlocuim și vom avea. Evident, metalul prețios este aurul, iar masa sa este de 800 de grame. Și pentru că avem aceeași unitate de măsură se simplifică și atunci avem 800 supra, masa aliajului, adică masa amestecului, va fi 1200 plus 800. Așadar, vom avea 800 pe 2000 haideți să simplificăm. Și atunci rămânem cu 8 pe 20. Putem să simplificăm această fracție, spre exemplu, prin 2. Și atunci rămânem cu 4 pe 10, dar haideți să o transformăm într-un într procent. Și amplificăm cu 10 și vom obține 40%. Pe 100. Asta înseamnă. 40% spre deosebire de moneda lansată de BNR, unde dacă simplificăm observăm că avem un raport de, un raport procentual de 90 adică de 90% este o monedă foarte valoroasă, ea conține 90% aur, acest amestec este mai puțin valoros pentru că el are doar 40% aur. Haideți să mergem mai departe. Ce cantitate de argint se găsește în 1200 de grame de aliaj cu titlul de 0,125? Haideți să scriem datele. Avem masă aliaj 1200 de grame, iar titlul este de 0,125 și trebuie să aflăm masa argintului. Haideți să scriem formula. Titlul aliajului este raportul dintre masă metal prețios, în acest caz masă argint, și masă aliaj și haideți să înlocuim. Și vom avea, titlul este 0,125. Masa de argint este necunoscută, așa că vă propun să o notăm cu A, iar masa aliajului este de 1200 de grame. Haideți să luăm separat pe 0,125 să îl transformăm într-o fracție. Vom avea 125 pe 1000 pentru că avem 3 decimale și putem să simplificăm, spre exemplu, prin 25 și vom avea 125 împărțit la 25 este 5, apoi 1000 împărțit la 25 va fi 40, mai simplificăm o dată prin 5 și rămânem cu 1 pe 8. Așa că vom avea 1 pe 8, egal cu A supra 1200 și așa cum am explicat într-un clip trecut, dacă avem două fracții echivalente, atunci putem să înmulțim numărătorul de la prima fracție cu numitorul de la a doua fracție și invers, așa că vom avea optorea, adică opta egal cu 1200 ori 1, care înseamnă 1200, îl ducem pe 8 prin împărțire și haideți să vedem ce obținem. 1200 împărțit la 8, va fi egal cu 8 se cuprinde în 12 odată, ne rămâne 4 în 40 de 5 ori și atunci îl mai avem pe 0. Asta înseamnă că avem 150 de grame de argint. În acest aliaj, cantitatea de argint a fost de 150 de grame. Haideți să mergem la ultima problemă. Se topesc la un loc, 300 de grame de aliaj cu titlul de 0,25 cu 150 de grame de argint pur. Care va fi noul titlu titlul al aliajului obținut? Imaginați-vă, practic, aveți o bijuterie din argint cu titlul de 0,25 însă vreți să o transformați, vreți să faceți altceva, aveți un colier și vreți să faceți un inel, spre exemplu, și vreți să mai adăugați argint. În momentul în care vă aveți o bijuterie cu titlul de 0,25 și veți adăuga argint pur, titlul va fi mai bun, va crește. Așadar, haideți să aflăm titlul, să scriem datele. Avem masă aliaj. Aș nota masă aliaj 1 egal cu 300 de grame, și titlul 1 este de 0,25 și adăugăm argint, masă argint 2, 150 de grame. De ce am notat în felul acesta? Pentru că aliajul inițial conține o cantitate de argint și eu voi adăuga cele 150 de grame. Și trebuie să aflăm al doilea titlu. Haideți să vedem mai întâi cât argint aveam în aliajul inițial. Să scriem formula. Titrul 1 pentru că ne, ne referim la primul amestec va fi egal cu masă argint 1 supra masa aliaj 1. Haideți să înlocuim și vom avea 0,25 egal cu A1 pentru că nu-l cunoaștem supra 300. Așa că îl ducem pe 300 cu înmulțire și vom avea 0,25 ori 300. Haideți să vă învăț un truc. Pe 300 îl puteți scrie ca 100 ori 3. Și atunci, în momentul în care facem această înmulțire, mutăm virgula spre dreapta, peste două decimale și am scăpat de ea. Așa că avem 25 ori 3 și atunci obținem că Masa inițială de argint a fost de 75 de grame. În aliajul nostru aveam 75 de grame de argint și am mai adăugat încă 150 de grame și haideți să aflăm noul titlu. Scriem din nou formula, vom avea masă argint 2 supra masă aliaj, adică masă amestec. Așa că vom obține masa argintului, cea inițială era de 75 de grame și am adăugat 150 de grame, aliajul nou nu, este doar, nu are masa doar de 300 de grame, pentru că eu mai adaug încă cele 150 de grame de argint, așa că vom avea 300 plus 150. Și haideți să vedem cât este noul titlu. Vom avea 225 supra 450 putem să simplificăm, spre exemplu, prin 25. Și atunci, 225 împărțit la 25 este 9. Haideți să luăm separat 450 împărțit la 25. 25 în 45 odată, 25, iar în 20 de 8 ori. Așa că vom avea 18, putem să mai simplificăm încă o dată, prin 9, și atunci observăm că obținem 1 pe 2, Haideți să transformăm într-un procent, amplificăm cu 50 și atunci obținem 50 pe 100, care înseamnă fie 0,50, fie 50%. Ce este foarte important, am plecat de la un aliaj cu titlul de 0,25 și am ajuns la un aliaj cu titlul de 0,50 sau de 50%. Așadar, al doilea aliaj este cu siguranță mult mai valoros. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare! you <laughs>